După șase ani de procese în care oamenii aproape că nici nu mai sperau să câștige ceva, vorbim de polițiști locali de la sectorul 1, iată că au început oamenii să câștige. Și câștigul ăsta se concretizează în bani. Dar haideți să vedem, domnule Otilian, în câteva vorbe despre ce a fost vorba și ce s-a întâmplat în acești șase ani de s-a ajuns în acest moment care, în care, iată, instanța, executorii judecătorești dau câștig de cauză prolexului și oamenii, în sfârșit, intră în posesia unor drepturi. Despre ce a fost vorba? Cum a pornit totul? Da, mai concret, în 2017 am avut o de la Înalta Curte de Casație și Justiție un document prin care mi s-a la cunoștință, în primul rând, s-a adresat funcționarilor publici, iar aici, spre să vorbim de funcțiile publice de, de poliții local, funcție specifică. De niște sume de bani care puteau să fie recuperate în urma acelei Decizii, de la da. decizia în alte curse de casăție și justiție, puteau oamenii să recupereze banii, dar nu aveau, prin, nu aveau acest drept prin ordonatorul de credit în să directorul general, doar dacă se adresau instanței judecătorești. Dar printr și, printr-o de acțiune judecătoare. Și membrii de sindicat fiind, au, oamenii de sindicat, au decis să meargă, să mergeți împreună, da, că e vorba despre multe persoane, în acest proces. Înainte să, pentru că erau foarte multe lucruri de pus la punct în acest proces, înainte de asta am discutat cu domnul președinte Vasile Lincu și am pus toate detaliile la punct, așa pentru încât să putem să deschidem acțiunea cât mai repede. S-a deschis acțiunea, s-a câștigat. Da, în 2018 am câștigat acest proces. Prin nerecurare a rămas o tărâre definitivă în favoarea sindicatului Proles. Și totuși nu s-a pus în aplicare? Fiind titlu executor, nu a dorit directorul general să-l să pună în aplicare, motivând că a existat niște calcule făcute de poliția locală și că se plătește la nivel de unitate. Ceea ce însemna, ca să dau un exemplu, 2000 de lei. 2000 de lei la nivel de unitate, pe familie ocupațională, cum a spus ICCJ-ul, însemnând 20.000 de lei. Diferența Diferență de 10 ori mai mult. Absolut, absolut. Da. Așadar, asta era situația ce ați făcut mai departe. După ce sigur că am zis, hai să încercăm să luăm legătura cu un executor judecătoresc, să putem să facem executarea silită împotriva poliției locale. Directorul de la acea vreme nu credea că este posibil, deoarece fiind creanță, era o chestiune personală pentru fiecare membru de sindicat. Sindicatul i-a dus până în momentul în care le-a câștigat procesul. După aceea da. trebuia să, să meargă individual. Erau acțiuni individuale. Acțiunii individuale. Probabil că unii au renunțat, dar alții au mers mai Foarte departe. Foarte puțini au fost din cei care au renunțat. Majoritatea au mers pe mâna sindicatului Prolex. În speță, eu ca lider de sindicat i-am luat după mine, i-am ajutat în toate demersurile. Am, am discutat cu un executor judecătoresc, i-am explicat de la A la Z dosarul pe toți cei care am apelat, ne-a ajutat cu executarea solită în instanță. Am avut și un expert contabil care la fiecare în parte, în baza documentelor justificative și legale de la Prolex, vă dau un exemplu, Deva, Vrancea, Dolj, am avut salariile de la cele localități și orașe care erau mult mai mari decât la Poliția Locală. da, da. 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 Expertul contabil raportându-se la cele salarizări, începând de la funcția de director general și terminând cu ultima funcție de execuție, polițist local, clasa 3, -a, asistent, fără gradație, adică gradație 0, da. a făcut calcule și urma ca după aceea să, să primim bănuții. Bineînțeles că nu s-a întâmplat așa, pentru că poliția locală a cerut în instanță o altă expertiză sau contraexpertiză, ei s-așteptau să fie mai mică decât cea care s-a făcut Întotdeauna oficial. Întotdeauna este o uimire cum instituția se întoarce împotriva propriilor angajați, dar da până da. la capăt se termină cu bine. În sensul că iată că deși părea o poveste fără sfârșit, povestea începe să se încheie benefic în, în favoarea pentru oameni. În sensul că oamenii au început să-și primească banii. Da. Nu? Aveți deja câte. Avem în jur de 40 de membri de sindicat care și-au primit bănuții. Sunt sume cuprinse între? Sume cuprinse între, hai să zicem sume rotunde, așa să nu vă intrăm în detalii, între 10.000 de lei a zice și 60.000 de lei. Aici raportându-ne de la gradul de asistent clasa 3 -a, până la director general sau. Pentru director... că s-au adăugat dobânzi Dobânzile, și așa mai departe. De Conform legii fiscale, Așa că oamenii, oamenii acum, iată că au început să primească da. niște sume uh, consistente. Uh, bănuții, dă, sigur că la fiecare în parte uh, au fost. Uh, uh, virați pe fluturașul de salariu. Era o discuție să fie un cont separat, dar până la urmă, -a până la urmă instituția a zis, am ajuns la o idee comună, că este mai simplu să fie băgați pe fluturașul de salariu. Bineînțeles, fiind venituri conform legii fiscale, sau uh, luat CAS-ul 25%, cas ul da, cu siguranță, dar oricum 10%. sumele rămân consistente și pentru oameni, până la urmă, este o victorie fără tăgadă în acest moment și niște bani. Aveți da. 40 câștigați. cât mai sunt pe rol la care ne putem aștepta să fie? În jur de, Aceeași soluție, în jur de 100 de membri de sindicat care așteaptă să vină hotările definitive, pentru că serviciul juridic nu poate să da dispoziție la financiar să li se vireze banii pe fluturașul de salariu, deoarece. Uh, nu au acest drept uh, din juridic, fără hotărâre definitivă. În momentul în care hotărârea definitivă ajunge la poliția locală, uh, probabil că e etapizat în următoarele luni, uh, vor fi lucruri de 10, 15, 20 de colegi care o să-și primească bănuți. Instituția are mult mai mult de pierdut, așa este sigur un beneficiu pentru oamenii, ei își primesc bani acum, dar instituția are mult mai mult de pierdut așa dacă ar, decât dacă ar fi pus în executare la momentul potrivit decizia. Pentru că, iată, s-au adăugat dobânzi, ani și așa mai departe, nu? Da. Dacă îmi permiteți, aș vrea să dezvolt puțin ceea ce a spus dumneavoastră. Dacă doamna primar a sectorului 1 ar fi dat dispoziție directorului general, pentru că trebuie să înțelegem că Șeful nostru, numărul unu este primarul. Da. Să ne convine sau ne convine. Atunci, cheltuielile ar fi fost mai mici pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani cu expertizele, contraexpertizele, dosare în instanță, contestații la, la dosare. Oricum, bănuții ăștia. Uh, Putem să-i folosim pentru poliția locală, să îmbunătățim condițiile cu de muncă. Da, cu exemplu, sau dacă nu, pentru comunitate, folosiți în alte scopuri. Bineînțeles, bineînțeles. Oricum, pentru oameni e bine că și-au -și banii, și chiar și în ceasul al 13-lea, banii sunt bineveniți, mai ales în această criză cruntă. Da. Și știu că mai aveți o situație acolo pe care aș vrea să o punctăm, respectiv cu recuperarea zilelor libere, uh, pentru care iarăși sunt niște procese deschise în acest moment. Uh, da. Aici, cu recuperarea zilor ribe, sâmbătă, duminică, care sunt, conform codului muncii, zile de repaus săptămânal și sărbătorile legale, la fel, au același regim. Aș face următoarea precizare. Noi am avut cu domnul președinte Vasile Lincu o discuție cu directorul general și serviciul juridic de la Poliția Locală a Sectorului 1 în vederea discutării, negocierii și semnării acordului colectiv da, de muncă, da. care în continuare directorul general al Poliției Locale refuză să-l semneze și să-l negocieze în continuare. Atunci când am avut ultima discuție la sediu din Prometeu, sediu central, am promis și noi ne ținem de cuvânt sindicatul Prolex și am și demonstrat asta cu salarizarea, cu egalizarea din primărie, Că renunțăm la actul de justiție dacă negociem sărbătorile legale, sâmbăta și duminica. Deoarece avem foarte mulți colegi care lucrează în serviciu operativ, respectiv jucați ori de publică. Asta e în pe, natura meseriei, da? Înture, schimburi, sâmbătă, duminică, sărbători legale, nu stau acasă lângă familie și așa mai departe. Și atunci am cerut uh, uh, să se. Uh, Treacă în acordul colectiv uh, aceste zile care se lucrează și, pentru că nu putem să plătim ca la Ministerul de Interne uh, pentru uh, recuperare, uh, pardon, pentru recompensare, uh, am cerut două libere. De exemplu, sâmbătă, lucrezi sâmbătă, ți se dă luni Compensare și Compensare cu două libere, da? Sigur, sigur că am fost întrebați de ce două zile și am spus că una pentru că sâmbătă este zi de repaus săptămânal, și cealaltă este zi uh, de recompensă. Uh, am așteptat, am făcut adresă uh, de la noi de la Sindicatul către uh, Poliția Locală să ne trimită acordul ca să putem să-l negociem. În continuare, nu am primit niciun răspuns. Și pe ajunge asta probabil în instanță. Avem deja procesul pe rol. Da, am spus că dacă negociem acordul colectiv, ne asumăm eu împreună cu domnul președinte Vasile Lincu și renunțăm la acțiunea din instanță cu condiția că de mâine acordăm aceste drepturi de poliție și locali. Aici nu e vorba doar de cei care sunt membri de sindicat. câștigă și ceilalți care nu sunt. Da, 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 da. da. Adică toți angajații care lucrează în operație. Ce trebuie să știe instituția în acest moment este că dacă riscă să piardă și probabil că. Va pierde acest proces, după aia se va trezi în situația în care va trebui să dea foarte multe libere oamenilor zile, luni, săptămâni, timp în care oamenii, desigur, că vor fi potrivit legii, plătiți. Adică se ajunge iarăși la o situație cum iată să ajungi și cu asta, cu banii, la care tot instituția are de pierdut. Da. Noi suntem în situația în care a spus-o dumneavoastră puțin mai înainte. Dacă renunțăm la proces, nu mai cerem din urmă cu trei ani și de acum încolo lucrurile vor intra pe un făgaș normal, pentru că până la urmă ăsta este scopul și menirea sindicatului, să vecheze la drepturile angajaților, nu cum domnul director făcea o afirmație că sindicatul tot timpul doar vrea. Da, nu, nu este un război. Este, nu este până un război. la urmă o reglare a unor drepturi. Absolut. Iar noi, de fiecare dată când am avut o discuție cu conducerea poliției locale, am adus în cunoștință de cauză de directorul general că sindicatul Proles nu dorește decât să, să respecte drepturile angajaților din poliția locală. Drepturi care izvorăz din legi. Da, bineînțeles. Și dacă altfel. nu se poate cu vorba bună, iată că, până la urmă, instanța decide. Ce să vă zic? Felicitări pentru aceste realizări, până la urmă. Mulțumim, sunt frumos. importante pentru oameni. Toate procesele care sunt pe rol, și ca să fac aici o paranteză, nu ne-am dori ca noi, Sindicatul Prole, să încărcăm serviciul juridic de la Poliția Locală. Dar, dacă nu putem să ne punem la masă, să negociem, să discutăm într-un mod civilizat, atunci următorul pas este instanța și, cum am mai spus, trebuie să înțeleagă de la doamna primar în jos că puterile în stat nu sunt primar, Consiliul Local și celelalte instituții ale statului, ci sunt legislativ, executiv, putere judecătorească și, și, după aceea, Consiliul Local și primar. Cu siguranță. Da. P mai departe, să așteptăm în continuare vești bune de la sectorul 1. Așteptăm vești bune și ne-am dorit ca sindicatul doar să vegheze, iar directorul general al Poliției Locale să aplice legea, să respecte drepturile angajaților, la fel cum angajații își respectă atribuțiile de serviciu și obligațiile din fișa postului și din punctul de vedere, dacă vreți, al polițistului local ca funcție specifică.